Suntem joi la Odeon. Luna mai este luna împăraților Constantin și Elena, cu da. Povestea lor fabuloasă. Da. Și este și luna ta, Constantin Cojocaru. Este și luna mea în două zile. Odată în 6 mai, când m-am născut și era Paștele, în 45, și 21 mai, care e Constantin și Elena. Deci este, am spus bine, da. Este luna ta, mă bucur că ești aici, am foarte mari emoții la întâlnirea asta. Păi cred că și eu am. Da, și dacă tot, ce noroc pe noi că suntem împreună. Că iarăși suntem împreună, pentru că eu prima dată te-am văzut pe tine în Comedie pentru Întuneric. De la teatru din Iași, la Piatra Neamț. Nu mai știu cu cine erai parteneră. Dar pe mine mă ții minte. Pe tine te țin minte, cum să nu? Dar mă știi și din institut. În afară de institut. Fără îndoială. Constantin Cojocaru sună rece și sună depărtat. Și nu mi-este mie la îndemână. Așa că am să spun țâcă. Țâcă. Spune-mi țâcă liniștită. Pentru că eu când m-am dus la institut, toată lumea întreba, dar copilul ăsta al cui e? La povestea e un pic altfel. Cum să fie altfel decât o știu eu? Nu, o știi puțin edulcorată tu. Da, aveai 18 ani și păreai de 12 și încât așteptau toți ca să intre la probă, cineva ți-a spus... Măi, țâcă, nu te duci să aduci niște țigări? Așa. Și? Și i-am un suc. Că au crezut... au crezut că sunt băiatul administratorului Manole. Așa. Da. Și când acolo George Carabin, în clasa căruia am ajuns, ne-a ales ca pe oi. Tu la mine. Normal ca pe oi, pentru că trebuia să-și facă clasa. Da. Și a zis nouul vostru coleg... Țâcă, ăsta e nou nostru coleg și țâcă mi-a rămas de atunci. Te-a rămas și a fost un apelativ foarte bun pentru noi, pentru că e cald. Și eram la Moscova într-un turneu foarte frumos și eu eram foarte îndrăgostită și suferindă din amor și plângeam tot timpul pe umărul tău și atunci te-ai enervat la umărul și ai spus, Rodica, dar te-am dus la galeriile Tretiakov, te-am dus la muzeu, te-am dus peste tot. Eram la Pușkin. Da, la muzeul Pușkin. Și te-am dus și în Piața Roșie și la ăla micu și peste tot din Sicriu și tu stai și plângi. Am fost un domn, domnul Țâcă. Și din clipa aia mi-a trecut amorul, mi-a trecut suferința de amor. Suferința de amor, da, că amorul nu ți-a trecut. Nu mi-a trecut. Nu. Te-ai născut, cum ai spus, într-o zi de Paște, într-un loc care are un nume tare frumos, Borolea. Borolea, da. Borolea, Hănești, Botoșani. Comuna Hănești, raionul cum era pe vremuri, Botoșani. Da. Raionul Săven, regiunea Botoșani. Să fie sănătoasă. Și îi spui tu locul, zona, pământul unde m-am născut și apoi alături Piatra Neamț, totul a vibrat a teatru. Chiar așa? Da, păi, da, pentru că m-am trezit cu teatru în gură. La grădiniță... În primul an de grădiniță mă puneau să spun o poezie cu Stalin și o spuneam așa de inimos că până la urmă am jucat și teatru. Ai fost inimos, dar tot timpul. Ai pornit cu o detentă foarte sus. Da, e adevărat. Așa mă țin minte. Pepsi Cola, energie și avânt. Nu era Pepsi Cola pe atunci, dar tu erai energie și avânt.
Teatru vine din greaca veche, teatron e numele. Și este o formă în care de spectacol în care interpreții, mai ales actori, joacă în direct și prezintă o realitate, un eveniment, un loc specific, adică un loc specific, o scenă. Mi-aduc aminte ca și cum era acum. Păi este acum și acum, că doar suntem actori. Da. Și spui tu, adevărata mea școală de teatru a fost Piatra Neamțu. Asta e adevărat. După care ai suferit toată viața, că ai plecat de acolo și mereu ai vrut să te întorci. Păi pentru că realitatea este că eu am plecat de acolo fără să știu. Într-o zi eram în București într-un turneu unde jucam rolul principal în Zigăr Zagăr. Un rol foarte frumos. Toată piesa era foarte frumoasă. Foarte frumos. Era un spectacol pus de Todea. Da. Și piesa era foarte frumoasă. Cu mișcarea lui Cornel Patrichi. Pa, și costumele Doine Levința. Era minunat. Și jucam o babă, prima mea babă, în Matca lui Marin Sorescu. Ajungem și acolo. Deocamdată vorbește de examenul la institut. Și unul dintre colegi cu care stăteam, Corneliu Dan Borcea, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a zis, măi, dar tu ești foarte prost. Dar de ce, Dane? Păi pentru că, zice, la ce roluri prezinți în București nu rămâne decât să te înscrii la concurs. Și a doua zi dimineață m-am înscris la concurs la Giulești, că era concurs la Giulești. Pe două locuri, cred că erau 100 de actori. Toți voiau să ajungă la București. Ca de obicei. Da, toți voiau să ajungă la București. Și m-am prezentat acolo, era într-o duminică, țin minte, și am profitat, eram în turneu și am profitat de faptul că, deși jucam la Târgu Mureș, în ziua aia era liber. Aveam liber în ziua aia. Deci de la București plecai la Târgu Mureș, dar ai avut o zi liber. Am avut o zi liberă și am venit la București și am dat concursul. Și la 12 aveam tren. Și am spus lui Neati de Cărbunaru, care răspundea era regizorul tehnic. Regizorul tehnic de acolo, de la Giulești. Folclorul teatrului Giulești. Da, Neatiti, zic, eu la 12 am tren, prinde-mă primul dacă se poate. Și primul m-a băgat. Am intrat în sală, spuneam epigonii, țin minte și acum, și poezie lungă. Dar nu era cam mult pentru tine? Păi am învățat-o toată. Eu cred că ai învățat-o, dar era genul tău? Păi era și genul meu. Da. O clipă, pentru că spuneam versurile patriotice ca nimeni altul. Și făceam și comedie. La Piatra Neamț era un utecist. Unu și unu. Perfect. Toate rolurile erau serioase. Și atunci normal că am spus epigonii. După ce am venit la Giulești am aflat că pot face și comedie. Și atunci am intrat în comedie Colteni, în alte comedii, comedie fără titlu și în alte comedii. Și în sfârșit am făcut comedie. Astfel încât 15 ani, eu am făcut un fel de pregătire pentru 50 de ani. Când m-a întrebat doamna Deleanu, directoarea, și totuși câți ani ai cojocarul? Și eu am spus 30, merg pe 35. Dar păreai tot de 12 ani. Dar păream tot de 12 ani. Uh-huh. Numai puști jucam. Am jucat la Piatra Neamț. Ajungem la roluri. Dar tu poți să spui asta, partea cu... Te deranja că erai puști?
Ce să mă deranjeze? Mereu? Bă, într-un fel mă deranja, pentru că voiam să par om serios. Ai jucat și Romeo, dar ai jucat și Harapalb, ai jucat am și jucat roluri. Am jucat și Harapalb, am jucat și în Vrăjitorul din Oz, omul care își caută acolo, inima. Ajungem acolo, pentru că ăla a fost momentul cheie. Da, Dar... te-a deranjat faptul că păreai mult mai tânăr decât erai? Păi sigur că din când în când mă deranja, pentru că prea eram luat de pus. Nu-mi dădea voie în restaurant portarul, că era cu portar pe vremea aia. Portarul mă oprea și îi spunea, elevii n-au voie. Și eu eram dita mai actorul cu doi copii. Păi, dar este o poveste pe care mi-ai spus-o și îmi face plăcere să o spun, că erai la Piatra Neamț și erați toți patru, Ruxandra, fetița ta, Bogdan, băiatul... nevastă mea Lia. Lia și cu tine. Și cu mine. Care aveți aceeași înălțime și ați ieșit la ușă că a sunat poștașul. Și poștașul a întrebat, măi, părinții voștri sunt acasă? Da, mi-aduc aminte. Da. Și am ținut-o minte tot timpul. Pe vremea aceea puteai să porți părul lung. Și când am venit în București, am sfeclit-o. La Piatra mă mai știa lumea. Dar la București am sfeclit-o pentru că m-au arestat din cauza părului. Și am spus că sunt actor, ca în spectacol, Ciuciu. Nu m-a crezut nimeni. Eram prea tânăr, vorba ta. Da? La Piatra Neamț, adevărata ta școală de teatru, era un director, Ion Coman, o legendă. Da, da. Care avea doar 4 clase primare, sau așa era povestea, nu știu dacă era chiar așa. Avea 4 clase primare, pentru că și arsese arhiva școlii. Nu se știa precis dacă a fost la școală vreodată, dar avea 4 clase. Bun, avea 4 clase. Dar a fost mașinist, recuziter, portar, regizor tehnic în teatru, până când a ajuns director de teatru. Directorul a fost ales de toți. Directorul de teatru a teatrului din Bacău întâi. După aia devine teatrul tineretului. Eu am prins ca teatrul tineretului. El 66. Era un director de pe atunci, de la începutului cel mai bun, socotit, o legendă. O legendă. El se numea Giambaș de Actori. El a mărturisit. Da, nu, el și-a pus zice, asta te în coadă. Duci la secretariatul literar, e unul mic acolo, Eduard Coval era secretar literar. E un mic acolo care le știe pe toate din teatru. Toate. Nu mă întreba pe mine că nu știu nimic. Eu sunt giambaș de actori. Și era și giambaș de regizori. Pentru că datorită lui au venit cei mai buni regizori la Piatra Neamț în perioada aceea. Da, Andrei a fost o Șerban, perioadă cu Dumnezeu. Da, cu Dumnezeu. Andrei Șerban, Alexa Visarion, Radu Penciulescu, Cojar, Ion Cojar, Sandamanu, Sandamanu, Purcărete a fost acolo și a pus Romeo și Julieta și am jucat Romeo. La începuturile lui. La început, cred că a fost primul spectacol pentru diplomă. Primul lui cu asta și-a dat examenul. Și-a dat examenul cu asta. Și ai jucat tu cu Nina Zăinescu. Da, Nina era Julieta, eu eram Romeo. A fost un spectacol frumos? Era un spectacol frumos, într-adevăr, pentru că a făcut carieră. Și era greu la Piatra Neamț ca un spectacol să facă adică carieră. Adică a avut longevitate. Da. De obicei, spectacolului se jucau o stagiune și gata. Ăsta s-a jucat mai mult de o stagiune, a făcut și turneu în țară de 45 de zile. Matineu și seară, matineu și seară, Asta era din cauza lui Shakespeare. Păi și din cauza teatrului, că Teatrul Tineretului era vestit în toată țara ca fiind cel mai bun teatru din țară.
cât de purcărete încă nu se știa și voi erați foarte tineri. Ar fi trebuit să spunem datorită lui Shakespeare, că ăștia așa fac acum. Adică îți fac observație că nu, păi, nu știu că, e, că se, în sfârșit. Întâlnirea cu, cu Coman a fost foarte comică, că a venit la institut. O spui? O spun imediat. Păi eram hotărât să mă duc la Botoșani, acasă, la mine, la părinții mei. Tata era preot și mama învățătoare. Căsătoria clasică de învățătoare și preot. Și ei au ajuns la Botoșani întâi și întâi a fost la Săveni. Dar pentru că tata era atât de iubit în parohie, între enoria și lui, credincioși și lui în Dumnezeu... Tu semeni cu el? Că și tu ești foarte iubit. La degete semăn cu el. Nu, că ești foarte iubit. Da, încât până la urmă securitatea din Săveni de acolo i-a spus, ori pleci, părinte, ori te arestăm. Și el a zis, plec. Și a plecat. Și a fost profesor de limba română, bibliotecar, educator la un orfelinat. De toate a fost, numai preot n-a fost niciodată, decât în copilăria mea mică. Atât îl țin minte, când mă duceam și mă jucam printre tufele de liliac de la biserică și culegeam melci din tufle de liliac, atât mai țin minte. Și când aruncau bomboane la nunți, era o bucurie pentru noi copii. Că erau rare bomboanele și eu erau la mare cinste. Și mai țin minte că erai mic și alături era o familie de țigănuși și... era iarnă și tu ieșai afară învelit, numai ochii se vedeau. Totul era totul în lână era. Și țigănușul era cu picioarele goale și dezbrăcat. Nu avea nicio treabă. Și te-a întrebat, măi, la voi acolo e frig? Și la voi e frig, bă? Și eu m-am simțit îngrozitor de rău. De El ce? Era pe prispă. Păi, dar cum... M-am simțit rău pentru că era frig și eu eram și mă gândeam cum mă duc la fântână, cum mi se lipește mâna de lanț și vai de mine. Și el ce mă întreabă, la voi e frig, bă? Ai vrut să te călugărești, să pleci din țară, să te sinucizi, pentru că la început nu jucai nimic. Da, e adevărat. Adică, stai... N-ai terminat cu Ion Coman. Te-a văzut pe, la repartiție și ți-a spus... Întâlnirea mea cu el de la institut. Da. M-a văzut, nu la repartiție, m-a văzut în hall la institut, la institutul de Peschitul Măgureanu. Acolo am învățat noi. Păi, el venise la repartiție. Venise la repartiție și m-a întrebat, te duci la Botoșani, nu? Da, cum să nu? Mă duc la Botoșani, la părinții mei, în orașul meu iubit. Du-te, du-te, spunea. O să joci Hamlet acolo. Eu, când am auzit de Hamlet, mi s-a închis sufletul. Cum să joc eu Hamlet? Ăsta e om serios. Și până la urmă, când mi-a venit rândul, am zis Piatra Neamț în loc de Botoșani. Și asta a fost bucuria vieții mele, că am ajuns la Piatra Neamț. Și în primul an n-am jucat nimic, decât într-un spectacol pus de secretarul literar, de Edi Covali, cred, care se numea Măști, și eu veneam cu niște măști și le arătam la public. Sunt măști frumoase pentru un ten uscat, și... lesne de purtat. Sunt măști, 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 spuneam și, eu. Și sufereai foarte tare și vroiai să ca te... Ca un vașnic utecist, am zis. Nu, n-ar nimic. Era o suferință de actor tânăr care... Ei, și a venit Ion Cojar, m-a văzut
Și următorul rol pe care l-am jucat, l-am jucat la Omul fără inimă din... Nu, hai să vorbim de să vorbim despre Vrăjitorul din Oz, unde tu ai jucat omul de tinichea, un rol foarte subtil și care l-ai făcut atât de bine, încât din ziua aceea a apărut actorul talentat Constantin Cojocaru. Da. Țâcă. Țâcă. Da. Și asta a fost marele succes. Și Ion după aceea... Cojar m-a pus să joc într-o piesă numită Inamici, o piesă într-un act. Dacă războiul ar izbucni, se numea piesa. Și am jucat cu Carmen Galin și am făcut un rol foarte sensibil, nu știu cum să vă spun. Și atunci, împreună cu Vrăjitorul din Oz, astea au fost lucrurile care m-au propulsat pe mai departe. Care te-au făcut cine ești astăzi, da, adică da, da, acolo. Da. După asta, după Vrăjitorul, după Cojar, ai jucat tot 7 premiere pe stagiune, era la Piatra Neamț, multe cu actori îi mari. Plecasem deja când secretarul literar mi-a spus la telefon că zice, și acum când începe stagiunea, mă gândesc ce rol ai juca. Pa! Jucai în toate, ai fost foarte bun în toate și teatru avea nevoie de tine. Asta ține de conjunctură și de noroc. Și atunci a venit Andrei Șerban. Andrei Șerban, care și el se născuse atunci și care a fost lucrul acela foarte înalt de care am avut Omul parte cel bun din Sichuan, și Noaptea încurcăturilor al Goldschmidt, da. Da. Și apoi Radu Penciulescu, apoi Sandaman cu Wojciech. Viața este un râu ce curge după un plan ce ne rămâne străin, spui tu. Frumos scris, frumos spus. Peter Borș s-a înscris în anul acela și Lucian Pintilie cu Duminică la ora 6, unde ai jucat împreună cu Dan Nuțu și Irina Petrescu. Te-ai căsătorit, ai avut 2 copii. Eram în școală încă, în facultate, când am jucat la Pintilie, Duminică la ora 6. Nu eram primul an de teatru, nu? Nu, nu eram primul an de teatru, eram în școală, în anul 4 sau în anul 3. Cu Dan Nuțu, mare actor. Da. Mare. Mare de tot. Spui, meseria asta îți dă mult și ți-a mult. De ce ai spus asta? Ce ți-a luat? Păi uite, uite ce mi-a luat. M-a supt toată vremea. Până am ajuns așa. Ai ajuns foarte bine, Țâcă. Da. Ești un domn, domnul Țâcă, cu baston, cu baston și vorbești despre o operă foarte... Despre vremurile vechi. Despre vremurile vechi. Ești un actor cu operă sănătoasă. Am făcut această pregătire până la 50 de ani, ca să trec de 89, că se spunea că noi, actorii de înainte de 89, n-am făcut nimic. Nu știu, nu știu o să cu cine fac ai vorbit înainte, tu. Am zis eu. Așa și te-ai... Și am lucrat cu Dragoș Galgoțiu, nenumărate spectacole, cu Alexander Hauswater. Ajungem și la ei. Acum vorbim despre meseria de actor, în care spui așa... Dai 2 exemple tu, care ți-au rămas. În scenă intră 2 actori, eu și cu tine. Da. Nu spune niciunul nimic. Eu intru și în sală nu se întâmplă nimic. Și intri tu și toată lumea știe de ce e acolo. Mi-a plăcut foarte mult. Da, și... da, am spus asta.
intră doi actori în scenă și la unul se uită lumea și îl vede cum trece din arlechin în arlechin și asta la celălalt misterul meseriei. Toată lumea știe că e actor. Misterul meseriei. Da, adică, da. În afară de noroc, în afară de hazard, în afară de talent, în afară... Mai trebuie ceva. Misterul. Acel ceva. Misterul. Cum spunea Ducu Darie, când intra cineva, deodată a spus, când intră cineva și toată lumea tace, înseamnă că... A intrat un actor. Așa-i. Da. Și al doilea lucru despre care vorbești este indicația lui Liviu Ciulei. Erai la Piatra Neamț, Marin Sorescu scrisese Matca, care e o piesă... Și-o regizează chiar el. Și-o regiza el și a avut nevoie de un ajutor și l-a chemat pe Liviu Ciulei să-l ajute. Liviu Ciulei a venit, tu jucai o babă, Gaga Anica. Gaga Anica și Gaga Ioana, Paul Chiribuță. Și le făceați foarte babe și foarte gros și foarte... În primul rând că am fost jigniți amândoi că jucam babe. Și le-am jucat ca în Cântarea României, frumos de tot, cu Dar mână. Nu le iubeați. Nu iubeați personajele. Nu. Și a venit Liviu Ciulei și va ca să rafistoleze spectacolul și era un lucru care se petrecea tot timpul. Ducu făcea așa la el la teatru, Dabija a făcut la noi la Odeon. Adică învățaseră de la cei din... Da, când, da, da. Era un fel de responsabilitate pentru spectacolul care trebuia să iasă. Și v-a făcut observații cum știa el să vă facă, Ciulei, adică cu delicatețe. Și nu era vorba de noi. Ne-a venit și nou rândul să ne spună câte ceva. Și a zis, nu e nicio problemă, se poate și așa. Dar odată, când eram la țară, am văzut venind spre mine o țărancă și care... Nu, o babă. O babă și care când m-am apropiat de ea, am văzut că vorbea singură. Că murmura. Murmura singură. Și spunea, Doamne, zicea, nu ne băga în iarnă. Doamne, nu ne băga în iarnă. Doamne, nu ne băga în iarnă. Măi, și ne-am dus amândoi în cabină și Paul Chiribuță și cu mine și ne-am făcut cele mai autentice babe posibile. Astfel încât așa s-au născut babele din Matca. Da. Era, de fapt, o rugăciune murmurată, nu? Profundă și plină de încredere în Dumnezeu. Doamne, era, nu da. Ne băga în iarnă. Adică s-a săvârșit miracolul. Știi că eu mai știu o întâmplare de asta cu Victor Rebenciuc. Noi eram la institut, jucam în Pâine și Trandafiri a lui Șalânski, piesă celebră când eram noi studenți. Da. Și... jos la Bulandra se juca aceeași piesă și el juca moșul de acolo, bătrânul. Dar era foarte tânăr. Și nu ieșea nimic. Și a venit Ciulei și a explicat cum trebuie să arate machiajul, costumul și tot. Și Victor a luat atunci primul premiu de interpretare la Festivalul Tineretului. Și mai e o poveste. Cu Victor Rebenciuc în un tramvai numit Dorință, unde juca Stanley. Kowalski. Și juca, a repetat el odată și încă o dată și încă o dată și nu era mulțumit de nu știu ce. Ciulei nu era mulțumit. Nu era mulțumit. Și Ciulei l-a chemat și a șoptit ceva. Și toată lumea se întreabă acum ce i-a șoptit Ciulei lui Rebenciuc. Pentru că după aia a fost genial. Da. Sunt poveștile cu care am crescut noi.
ai dat concurs și l-ai luat la Giulești, da? N-ai vrut să pleci la București? Nu, de câte ori mă întorceam la Piatra Neamț, aveam un sentiment de vinovăție numai când vedeam teatru. Așa parcă am trădat ceva. Și acum mi-a rămas. Și ai venit în Teatru Giulești, unde n-ai jucat nimic. Un an, iarăși s-a repetat. Și spuneai mereu, mă duc înapoi la Piatra Neamț. Da, în anul ăla când n-am jucat nimic la Piatra Neamț, în anul ăla am vrut să mă călugăresc, să mă sinucid, să plec din țară, să nu mi se mai vadă urma, pentru că nu jucam. Nu jucai. Și într-o zi a venit și minunea, primul rol pe care nu puteai să-l faci decât tu, ciobanul lunatic din Zamolxe. Ai fost distribuit de Dinu Cernescu. Și hai, spune. Ăla chiar era un rol pentru tine. Păi tocmai pentru că era prea pentru mine, mi-e greu să-mi amintesc. Decât că intram în scenă, era Vâlcu și cu... Ion Vâlcu, un foarte mare actor și cu Corrado. Negreanu. Și care... Și eu le spuneam simplu. Cât puteam eu de simplu. Și asta a fost de ajuns. Extraordinar. Nu, ai avut un instinct extraordinar și a avut și Cernescu un instinct că ți l-a dat ție. Da, era da. Un rol dorit și tu era abia venise. Spui undeva într-un interviu, în lumea asta entropică în care căldura fuge, inclusiv căldura sufletească, dacă ești răbdător, vine și minunea. Vine. Vine. Tot e să o aștepți, să nu obosești, să o aștepți, că ea vine. Și ai spus că se învață cel mai mult din crize, din nereușite, din accidente, din căderi și din roluri ratate. Dar tu n-ai avut roluri ratate. Eu, de pildă, am avut, dar tu n-ai avut. Numai eu știu. Nu. Am avut roluri pe care nu le-am făcut bine și care m-au urmărit întotdeauna și la care m-am gândit mereu. Care e ăla? Unul Heidelbergul de altă dată. Cred că nu era rolul pentru tine, Țăcă. Poate eram, nu eram atât de revoluționat. Ăla e rol pentru Florin Piersic, care l-a și jucat. Da. Poate că nu era pentru tine. Poate. Și poate că de multe ori noi cerem de la noi, nu suntem universal valabili. Da. Cu cine da. Ai jucat? Mai știi cine era? Eu știu că se numea Detlev rolul. Da, fata cine era? A, Lucica Ștefănescu. Păi poate de aia nu ți-a ieșit. Lucica era extraordinară. Era extraordinară. Extraordinară. Știi că eu mă socoteam când am terminat institutul viitorul teatrului românesc și mai ales ca figură eram și am dat undeva o probă și când am ieșit am dat de Lucica și am făcut, dar cine e asta? De unde a apărut? Era mult peste mine, o socoteam eu atunci când am văzut-o. Așa am crezut. Era ca o petunie, așa arăta, mov. A fost o viață foarte frumoasă pe care am avut-o în teatru. Am fost foarte fericiți aici la Giulești, la Teatrul Giulești, la Podul Grand, dar nu știam. Am vorbit și cu Irina și cu Gelu și holul ăla din Teatrul Giulești, din care toți vroiam să fugim, nu știu de ce, cu canapelele colorate și cum stăteau și doamna Deleanu, care venea absolut tot timpul și era cu noi. Doamna Deleanu n-a lipsit din viața noastră cât am fost actori niciodată. Știu. Nici știu. Dimineață, nici seara, știu. Nici la prânz. Nici în turnee. Da.
a venit și cu un aparat de luat tensiunea când ieșeam din scenă și ne lua tensiunea. Pentru că ne munceam din greu. Sâmbătă și duminică aveam 5 spectacole, aduți aminte, și grele. Da, da. Și atunci, normal că ne lua și tensiunea. Dar era minunată. Oricum eram fericit și nu știam. Apoi, după 1989, ți-au venit rolurile... Uite, ți-au venit... De fapt, tu, ce după 1989, crezi? Spuneai, mă întorc la piatra. Și Dabija ți-a spus într-o zi, n-o să te întorci. N-o să te întorci. Ai să vezi că n-o să te întorci. Da, da, mi-a zis. Și a venit rolul din Frații, a lui Sebastian Bari, o piesă irlandeză. Da. El o mai pusese la Brașov cu doi grei, două vedete ale teatrului din Brașov. Am văzut spectacolul. Mircea Andriescu și toți l-am văzut. Și Costache Babic a venit în turneu. Și tu ai jucat cu Mircea Albulescu? Eu am jucat cu Mircea Albulescu. Da. A fost un rol foarte greu. Foarte greu și, spectacol... și foarte ciudat. Era alcătuit mai ales când vorbea din tăceri. Era extraordinar. Astfel încât Mircea Albulescu mi-a zis în spatele meu, păi cât fac eu rugăciunea să stea cu jucărul nemișcat. Și eu am stat nemișcat. Și tot n-a fost de ajuns. A luat plasă. Și a luat plasă. Și a luat plas. Tot n-a fost de ajuns. Că erai mai bun când tăceai. Extraordinar. Mi-a zis unul din profesorii mei, George Rafael, tu ești mai bine când taci. Ce bine că ai vorbit despre Rafael. A fost un profesor extraordinar. Da, da. Un om bun și ne-a iubit mult. Spui că eram destul de încercați de schimbarea din 89 și mai spui că întâlnirile mari fac drumul drept și adevărat. Ai lucrat cu toată floarea cea vestită a regiei românești după, cu Andrei Șerban, cu Silviu Purcărete, cu Pojar, cu Mănuțiu, cu Dragoș Galgoțiu, cu Dabija, cu Beatrice Rancea, cu Vlad Mugur, cu Purcărete, cu Dinu Cernescu, cu Cătălina Buzoianu, cu Sandamanu, cu Penciulescu, cu Tudor Mărăscu și spre sfârșit cu Cristian Juncu. Și stai puțin... Nu, nu, nu-l sărim, vorbim special cu, despre el. Păi da. Da. Am sărit vreo unul în afară de el? Nu. N-am sărit. Cristi Juncu l-am trecut pentru că eu sunt îndrăgostită de Cristi Juncu, înamorată total, am lucrat cu el. Și este un mare regizor, un mare regizor, care stă cu mintea acolo în alveola lui. Și dar care are un simț extraordinar. Mai are și puterea prieteniei, dacă e prieten cu tine și te vrea, e în stare să-și tai o mână. Da, 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 da. E cineva pe care îl iubesc foarte mult și tu trebuie să-l iubești pentru că ai făcut cu el Avarul. La Ploiești. Și da. Sigur că, uite aici, ești foarte bine distribuit și dar numai că el te-a iubit într-un fel și te-a dorit ca personaj, că ești tot bandajat și ai ceva romantic. Nu sunt bandajat. Nu, nu. Bandajat era o figură de stil. O metaforă. Da. Eu sunt obișnuit ca lucrurile astea să fie așa cum sunt, drepte. Da. Vârstele lunii cu gelunițul. Ajungem și acolo. Spui că în anii după 89 a fost foarte greu și imediat vrei să pleci, dar a apărut Hauswater,
ca un izbăvitor, ca prințul Balconski călare pe cal cu steagul la piept pe câmpul de luptă, eu așa îl văd. Și-a dat Teatrului Odeon o deschidere nemaipomenită, da, cu cele două spectacole. Au pus Cătușe Florilor de Arabal și La Țigănci a lui Mircea Ilia de Cristi Popescu. Au fost două spectacole care au deschis drumul. Și am mai jucat la Hauswater, la Ploiești, Dom Perimplin și Belisa în grădină, García Lorca. Și cum te-ai împăcat cu el? Extraordinar. E un mare regizor, da. Îl și aud spunând, țâcă, e pentru tine. Da, e un om ciudat de la început și până la sfârșit, adică în orice. Spui că ești un tip vesel și optimist, dar că în 1996-98, cam așa, stăteai într-o zi în holul Odeonului și că toți cei tineri te ardau cu laserele ochilor lor, băi, n-avem loc de voi. Și atunci ți-ai dat demisia. Și m-am pensionat. Am folosit o lege pe care au dat-o ăștia. Te-ai pensionat sau ți-ai dat demisia? Nu, m-am pensionat pentru că ăștia au dat o lege pentru socrul lor, pentru tatăl lor, pentru cineva ca mine. Și atunci m-am pensionat la 53 de ani. Eu sunt pensionar de 21 de ani, de 22-23 de ani. Acum în 6 mai fac 76. Da, și că le luăm locul. Ce să spun? Dar de ce credeai tu așa? Nu știu. M-am simțit vinovat. Că tu ești un om bun. Și nu... Păi oamenii buni se simt vinovați. A, da? Înseamnă că eu sunt departe de care mă simt vinovată deloc. Nu te simți deloc vinovată. Cu ce? Păi ajunge. Știi cum spune Nico Alifantis, mi-a spus cu ieșitul la pensie la un moment dat și a spus, nu, Rodica, nu, la tine la casa de pensii scrie așa, nu. Da. Da, am uitat pe cineva foarte important, pe Radu Afrin. Nu l-am uitat, l-am lăsat pentru că el... L-am sărit. Nu l-am sărit, acum vorbim despre el. I-am făcut un loc special. Dar trebuie să vorbim despre Gaițele, că ai jucat, ai luat premiu pentru cel mai bun rol feminin, nu? Da, asta e bun. La Dabija. Un actor bărbat care era pentru cel mai bun rol de femeie. Așa, și cam după asta a apărut Radu, a apărut el, Radu Afrim, care ți-a făcut un desen nou, o matcă nouă, te-a schimbat într-un fel și a început o viață nouă. Joi Mega Joi, Avalanșa, la Piatra Neamț ai jucat cu el. Amintiri despre nebunia noastră, cea de toate zilele. E un spectacol la care revii mereu și povestești mereu, da, ce se întâmplă. Oricum a fost un vrăjitor cu noi. Și am lucrat cu el în Luxemburg. Ajungem și acolo. Da. Spui despre el. Senzația mea este că înainte de a mă naște, am fost un semn dintr-o carte foarte importantă. Pe care o citea Radu Afrim, că veni vorba. Și să nu trec peste colectivul de la Piatra Neamț, sărim de la una la alta, dar s-ar putea ca lumea să ne înțeleagă pentru că iubim și parcursul ăsta și ne iubim și între noi. La noi e una singură toată povestea. Da, la Piatra Neamț a fost școala ta mare de teatru, spui, ne sculam la ora 8 toți, făceam încălzire corporală și dicție toți, urma repetiția foarte serios, toți, nu lipsea nimeni, pe urmă era o pauză mică, de odihnă, de masă și așa mai departe, după care
din nou repetiție, spectacol și după spectacol, din nou repetiție. Păi și cârciuma? Și era, păi am lăsat loc și la cârciumă. Și eram atât de fericiți. Încă nu se născuse funcționarul de teatru. Nu. Ba într-o zi, Ion Coman, cel cu 4 clase, a dat un anunț la vizier cum că actorii nu mai au voie în restaurant. Și atunci spune povestea. Și atunci toți ne-am întâlnit la mine acasă, am stat noi ce am vorbit, după care ne-am dus la cârciumă. Vreo doi dintre noi au lipsit. Ei, cu ei s-au întâmplat lucruri extraordinare de viață. Unul dintre ei, care era Boris Petrov, s-a dus la amanta lui, care era nevasta șefului partidului din județ și care a dispărut. Ea spunea că stau la televizor. A venit soțul acasă. Stăm la televizor. Și când colo, televizorul era bruiat. Și soțul spune: a, știu, e antena de vină. Și când iese, îl vede pe Tibi ținându-se de antenă, că era la etajul întâi. Îți dai seama că chestia asta. Și imediat după aia a apărut un alt anunț la vizier: actorii au voie în restaurant. Ba încă partidul a tăiat panglica barului pe care l-am deschis noi. Ăla era un bar la care la fiecare turneu mergeam acolo și eram foarte fericiți. Da, 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 da. Mai spui că e Etin Arcadia Ego pentru Piatra Neamț? Etin Arcadia Ego. Da. Am fost în Arcadia. Și mai spui, locul de actor în față nu se primește, se câștigă, se cucerește. Păi așa e. Eu spun ce spui tu, cu mare admirație. Da. Și pe urmă Vlad Cristache l-am descoperit într-un spectacol pus la Teatrul de Comedie. Nu, acolo ai jucat. Acolo ai jucat. În care am jucat. În Urâtul. Urâtul. Era să spun idiotul. Urâtul. Și după aia am jucat în Suflete Moate, într-un borcan. La Vlad Cristache. Despre Marius von Mayenburg spui că e un mare dramaturg, căci pune un diagnostic perfect al lumei contorsionate de astăzi. Asta e important, să vorbim despre lumea de astăzi. Și despre Mayenburg cu ocazia asta. Da, da. S-a pus și la noi la teatru Chip de Foc. Am văzut. Da, cu Marius Manole. Am văzut Chip de Foc și Tony Zaharia. Am văzut și Adriana. Cum să nu, Adriana Trandafir. Da. Am văzut Chip de Foc. Dar Urâtul era mai tare. Am mai văzut Chip de Foc și cu altă ocazie. La un festival la Târgoviște. Unde Ranin era directorul teatrului și directorul festivalului. Și acum este. Da. Și am văzut Chip de Foc și țin minte că acolo chiuveta era invers, totul era pe dos. Se spălau într-un fel de curgea apa din robinet direct jos. Nu știu cum, era foarte ciudat. E un autor care mie nu-mi place, așa că te las pe tine să spui cât de tare îți place. Mă bucur că îți place. Și pe mine m-a enervat, dar spectacolul ăla
M-am întors pe dos, pur și simplu. Spectacolul era al lui Varnicovski și din cauza că era al lui Varnicovski, el are puterea să te facă bucățele și pe urmă să joace puzzle cu tine. Da, e adevărat. Pe când aici era făcut de Alexa. De Felix Alexa. Felix. Da. Nu de Visarion, de Felix. Felix Alexa. Și era... Felix Alexa e un tip de o factură mai blândă, mai bună. Nu știu dacă e asta, țică. Andrei Șerban a pus o piesă a lui Sarah Kane la Cluj și a fost o mizerie de spectacol. Și am spus după ce am ieșit de la spectacolul lui Ducu Darie, dar e și normal, piesa asta cum poate fi pusă? Și atunci el mi-a dat o casetă, așa, cu spectacolul pus de Varlikovski. Și am pățit ce ai pățit și tu la... Și dintr-o dată totul a fost la altfel. La chip de foc, da, da. Totul avea valoare, totul avea durere și eu eram în mijlocul spectacolului și sufeream pentru tot. Da, Varlikovski este într-adevăr un... Nu e mai mare decât Andrei Șerban, dar uite că trebuie să ai cheia, ca și noi, ca actori, trebuie să avem cheia la textul respectiv, la personajul respectiv. Așa și regizorii trebuie să aibă cheia. Și dacă nu au cheia pe care o propune autorul, trebuie să aibă ceva să dea în loc. Cum are Radu Afrim, că dă întotdeauna în loc ceva, știi precis că te duce... Radu este extraordinar, are un simț perfect. Și muzical, și teatral, și de toate felurile. Ți-a plăcut să lucrezi cu el? Foarte tare. Foarte tare. Spuneam de Luxemburg. Păi ambasadorul României în Luxemburg a venit de două ori și a văzut spectacolul. Și de ambele dăți a plâns. Și la sfârșit îl întrebam, dar de ce plângeți? De ce plângeți, excelență? Și zice, pentru că m-am gândit la tata. Era vorba despre Cioran. Și piesa era lui Matei Vișniec, da? S-a pus și la noi, la Cluj. Dar spectacolul lui Afrim a fost deosebit, nu? Da, da, într-adevăr. Spui că dacă te miști în direcția bună, ajungi unde trebuie, spui tu. Așa că ai ajuns la Montpellier, în Franța, cu spectacolul despre care ai spus, pe urmă la Luxemburg, o actriță regizoare, Maria Lena Juncker, te-a invitat să joci Sorin din Pescărușu în 2001-2011, dar l-ai jucat și la Ploiești. Și Andreea Vulpe l-a pus la Ploiești. Așa, și pe urmă l-ai jucat și am fost de trei ori Andrei Sorin Șerban, dragul. La Andrei Șerban ai fost tot Sorin. La e un rol Andreea de care n-ai mai scăpat. A fost a patra oară. Da. Odată la Montpellier, odată la Ploiești și odată în Luxemburg și a patra oară la un teatru în regia lui Andrei Șerban. Da. Joci mult acolo la un teatru, nu? Joc mult, e adevărat. Dar îmi place extraordinar atmosfera. Tot de la un teatru îmi place. Te-ai adaptat la underground și zici că ești fericit acolo. Vorbești adeseori de aerul curat al teatrului de acum, teatru nou, teatru tânăr, teatru îndrăzneț. Teatrul ăla pe care îl fac tinerii, care spui tu că te ardeau ca să pleci. Eu nu cred asta, mai ales tu. Băi, mă mir că mi-a trecut asta prin cap, dar așa am gândit atunci în holul Teatrului Odeon, că țin locul cuiva. Poate că ținem locul cuiva, dar eu nu cred că ei pot juca un rol de 90 de ani pe care îl jucai tu. În Joi Megajoi, de exemplu. În Joi Megajoi.
hai să zic că în clipa când am jucat femei tinere și roluri mari, ar fi trebuit să las să joace celelalte, dar există și un regizor la mijloc și dacă el te distribuie, e foarte tentant și e foarte greu să renunți. E greu să renunți. Și, pe urmă, nu renunți. Nu renunți. Dacă un regizor vede în tine ceva, nu renunți. Nu renunți. Am pățit-o și eu, ai pățit-o și tu. După ce ai fost Harap Alb și Romeo la început de carieră, acum joci bunici, moși, expresioniști, oameni mărunți care fac sarea pământului. Da. Le iubești rolurile astea? Cum să nu? Nu poți juca un rol dacă nu-l iubești. Și chiar dacă nu-l iubești din prima citind textul, ajungi să-l iubești repetând singur. Țin minte că la Zamolxe veneam într-o iarnă spre casă și a năbădit pe mine o haită de câini. Mie mi-e frică de câini, mai ales lătrând. Și noaptea. Și noaptea. Și eu le-am spus monologul din Ciobanul Lunatic din Zamolxe și ei m-au ascultat cu mare atenție. Și am zis, a, tot ce mi-a venit mie acum înseamnă că e bun. Așa mi-a ieșit rolul. Frumos. Spui ceva despre teatru. Acum, în actul al treilea al vieții noastre, acolo suntem, ai o versatilitate teribilă pe care spui tu, ți-o dau piticii din tine. Piticii trag cu urechea la ce face actorul, ce simte, cum se mișcă, cum trebuie să gândească și încep o muncă de înălțare și de construcție după tot ce le șoptește la ureche actorului. E foarte frumos, foarte frumoasă teorie. Păi în fiecare din noi există o șleactă de pitici care trag urechea și care în anumite pauze, nu tot timpul, îți șoptesc ce trebuie să faci. Deci tu le șoptești lor și ei îți șoptesc ție. Îți șoptesc ție. Frumoasă teorie. Frumoasă. Ești sau ai fost decretat de către Afrim cel mai iubit dintre actori. Și eu am auzit. Se poate, zic eu, dar nu e obligatoriu. E obligatoriu că spune Afrim. Că zice Afrim, e adevărat că întâmplător acel ambasador în Luxemburg a devenit ministru culturii și ne-a decorat pe amândoi. Ne-a propus și am fost decorați amândoi. Și Afrim și eu. E ceva ce e foarte adevărat și m-a uimit că după fiecare rol, tu, actor, te așezi pe marginea scaunului, a canapelii, a patului și spui, oare o fi ieșit? Oare păi o fi ieșit? E obligatoriu. Oare am jucat bine? Păi e obligatoriu să pui întrebarea asta. Oare e valabil ceea ce fac? Nu cumva bat câmpii? Dar e obligatoriu. Spui că ai un mariaj perfect cu îndoiala? Singura care face ordine în tine. De ce? Păi pentru că nevastă mea e Scorpion, de exemplu. Și am un mariaj cu ea de 50 de ani extraordinar. Suntem acum, ca să zic așa, ea mă așteaptă să vin. Și totul e pregătit. Și eu stau și mă gândesc ca prostul ce o să fac eu când n-o să mai fie ea.
Dar poate noi... Dar poate nu, da, nu poate... o să mai fiu eu. Da, poate nu o să... A, și te gândești cum o să plângă ea că n-ai să mai fii tu. Nu, nu. Bine, dacă n-a să mai fiu eu, o să facă la fel în continuare. Dar dacă nu o să mai fie ea, nu știu nimic. Zilele trecute îi spuneam lui Manole, ah, m-am săturat de lumea asta și nu mai vreau să fiu aici. Eu spuneam despre lumea din jur, că mă certam. Și el a spus, da, stați liniștită, că se rezolvă imediat. O să, în curând o să fie altă lume. Așa că e și comic. Spui din Shakespeare, adevărul este îngrozitor și de aceea suntem motivați să-i găsim haine mai plăcute, mai potrivite. Și asta face teatru. Și am căutat peste tot această spusă a lui Shakespeare. N-am găsit-o pe niciun net, pe nimic. Și m-am gândit că este normal că adevărul este îngrozitor și noi dăm haine frumoase la teatru. Îți spun eu de unde e, pentru că am jucat în piesă, nu de altceva, și că am și studenți din Zadarnice Chinuri de Iubire. De acolo e. E o piesă mai puțin cunoscută și din cauza asta. Și eu am căutat pe vremea când activam pe E foarte multă filozofie în piesa aia, e o piesă grea. Am căutat adevărul îngrozitor Shakespeare, dar n-am găsit. Nu mi-a răspuns netul, nu știa de Zadarnicile Chinuri. Dar netul nici nu prea... Ce vorbești de net? Noi știm mai multe decât netul. Păi da, e clar. Țâcă, a fost un moment de grație pentru mine. M-am simțit minunat. A fost ca un rol bun pe care l-am jucat în întâlnirea asta cu tine. Nu cu multă lume am fost și atât. Pentru mine a fost. Întâlnirea asta cu tine a fost extraordinară. A scos din mine ce era nespus. Pa! Extraordinar! Să ne dea Dumnezeu sănătate și Doamne, să ne mai bucurăm. Da. Doamne ajută! Mulțumesc mult! Și eu îți mulțumesc, Rodica! Îți mulțumesc mult!